Incident cu surprize în Bascov, județul Argeș. Trei bărbați de etnie romă aflați într-un BMW au sărit să-l ia la bătaie pe un motociclist chiar în trafic. După o serie de șicane în trafic, într-o intersecție, cei trei indivizi au oprit brusc automobilul în fața motocicletei și, înarmați cu băte, au coborât din mașină cu intenția de a-l lua la bătaie pe motociclist. Au avut însă o mare surpriză. Bărbatul atacat era un polițist aflat în timpul liber, practicant de arte marțiale și luptător în competiții de tip K1. El i-a pus la pământ cât ai clipit din ochi pe doi dintre agresori, însă al treilea a fugit. Martorii la scenă au sunat la 112 și la fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție și jandarmi, precum și o echipă medicală. În încăierarea de la Bascov, polițistul și-a fracturat un deget și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. El a declarat că va depune plângere penală împotriva celor trei bărbați pentru distrugere și lovire. Motociclistul este angajat al postului de poliție din comuna Albeștii de Argeș. În trecut a lucrat pentru Curtea Penală Internațională de la Haga. Conform presei locale, bărbatul a fost gardă de corp pentru un judecător care ancheta crimele din Kosovo.